Călim Popescu Tăricianu mai face o mișcare ce te lasă cu gura căscată. A demisionat din partidul pe care l-a creat acum 5 ani ca să poată candida la Parlament. Alde se pregătește să fuzioneze cu Pro-România, gruparea lui Ponta. Iar ca să apară pe lista Pro-România, trebuie să facă parte din acest partid. La legeile locale din de luna trecută, Tăricianu a candidat la primăria Capitalei și a luat puțin peste 1% din voturi.